nu există niveluri de superioritate și de inferioritate. Toți suntem o apă și un pământ. Cu alte cuvinte, avem în interiorul nostru aceiași, același nivel de deschidere, aceleași capacități, aceleași posibilități. Doar că la nivel de conștiință, unii dorim să conștientizăm mai mult sau mai puțin în funcție de mecanismele de sabotare sau de apărare sau care le avem în interiorul nostru. Unii căutăm prin tot felul de metode să accesăm mai mult și să intrăm în contact cu mai multe informații, alții cumva ne protejăm, pentru că am fost formați și cumva societatea ne-a spus să ne protejăm de anumite factori care put, ar putea să ne perturbe. Din perspectiva mea, o relație în care nu te exprimi pe tine e o relație care e inutilă din start. Cu alte cuvinte, dacă tu nu reușești să spui ceea ce e relevant pentru tine, pentru că tu crezi că el te-ar interpreta greșit, din perspectiva mea te, te poziționezi într-un mod care, prin care nu permiți relației să se dezvolte. Cu alte cuvinte, dacă tu nu cauți să exprimi și să, să exprimi cine ești tu, na, cine ești tu, ce, care sunt credințele tale și să, și să aduci în spațiul oglindirii dintre parteneri, părerile tale, perspectivele tale, Astfel încât să se creeze un spațiu de analiză, un spațiu de creștere, în care ambii să căpătați perspectiva tu a lui și tu, el, a ta, astfel încât să creșteți împreună, îți pun întrebarea care este motivul pentru care sunteți împreună. Adică scopul, atenție, scopul relației este în primul rând să ofere o oglindire iar în acea oglindire să crești și să-ți dai voie să te exprimi la toate nivelurile, fără nicio rușine, indiferent dacă este ceva urât sau frumos, până în punctul în care să-ți definești tu ție dacă rămâi cu acel comportament sau nu, indiferent de natura structurii valorice la care faci referire. Adică fiecare dintre voi trebuie să și definească foarte clar, rămâi cu un comportament sau nu, rămâi cu atitudine sau nu, abordezi noi atitudini, abordezi noi comportamente sau nu, dar nu suntem în măsură nici să judecăm dacă unul e mai deschis decât noi sau mai puțin deschis. Prin simplu fapt că se află într-o relație cu tine și este în același spațiu cu tine, cu siguranță cu, la, un, la foarte multe niveluri este la fel ca tine. Abordând subiecte care cum, cumva sunt tabu și care ți creează o, o suferință sau o teamă că cumva te va respinge sau nu le va, le va primi, tu de fapt îl privești pe el de o experiență de înțelegere și te privești pe tine de e foarte probabil de momente în care se conștientizezi că de fapt nivelul lui de, de raționament depășește nivelul multor na, prezențe pe care le-ai întâlnit tu de raționament și doi, că nu are nevoie de o pregătire specială de spiritualitate care, să-i se, care se permite să comunice la nivelul acela de, de înțelegere. Adică noi ne numim spiritual dacă cumva studiem spiritualitatea. Spiritual este un om care practică iubirea, adică are niveluri de deschidere și are capacități cognitive pentru că își dă voie să fie, să fie logic, să fie analitic. Dar nu are nicio legătură cu grad de pregătire. Sunt oameni care n-au citit o carte, n-au făcut nimic și sunt, înțeleg tot ce vorbești cu ei. N-au nevoie de specializări, n-au nevoie de, de cursuri, n-au nevoie să stea foarte mult să analizeze. Tocmai sunt în sală cu o asemenea persoană. Care se, se vede mică, dar, de fapt, în, în adâncime, nu are nevoie de pregătiri și de foarte multe. de foarte multe facultăți sau așa. Este suficient să fie cum este și și gata. E, e acolo. Motiv pentru care, din perspectiva mea, e foarte probabil să întâlnești în partenerul tău un. Un partener de discuții și de analize care să, cumva să te facă să ieși tu din anumite zone de analiză sau de autoanulare sau de credințe care cumva pot să fie limitatoare pentru tine. De obicei, e o vorba unei persoane pe care o apreciez foarte mult, de multe ori timiditatea ascunde măreția. Dacă ai înțeles ce vreau să zic. Super. Și atunci dai voie să fie timid și vorbește despre și la momentul potrivit o să spună părerea lui, chiar dacă na, o să fie poate atipic și este, o să fie total opusă față de ce credeai tu că, este, că reprezintă realitatea sau adevărul sau mai știu eu cum îl definim noi. Este suficient să realizezi că are momente de, de interacțiune și are momente în care intră și își exprimă propriul adevăr care sunt suficiente ca să-ți să, dea seama, să dai seama care o profunzime, iar dacă are vreo frică de expresie, îți vine din faptul că de multe ori cei care urmează multe cursuri, cât, la câte cursuri ai fost? La 20? Doamne, ce pregătire ai! Am întâlnit oameni care au fost la 20 de cursuri și n-au rămas cu nimic ca informație sau cu foarte puțin. Și am întâlnit o persoană care n-au fost la cursuri sau au fost la un singur curs și au înțeles atât de multe încât pur și simplu te răstoarnă prin, 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 două cuvinte care le spun exact în formatul de care e nevoie. Sunt persoane care n-au studiat și pur și simplu deschiderea pe care o au poziția, nivelul de, 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 modul în care se poziționează în raport cu ele și cu celelalte persoane denotă o, un altrui și o bogăție de iubire care, de ca, astfel că n-au nevoie de prea multă cogniție ca să ajungă acolo. Și atunci spui întrebarea, noi cei care învățăm și facem tot felul de eforturi, facem eforturi pentru ca să, pentru că suntem, adică suntem superiori prin eforturile pe care le-am făcut și răspunsul e simplu. Noi am făcut efortul să ajungem în punctul în care ei sunt deja. Are sens? Ideea este ce faceți de acum, de acum, început, de acum înainte, adică dacă sunteți împreună și ați ajuns să fiți împreună, este pentru că ați ajuns într-un punct în care nivelul de asemănare este mare. Întrebarea este ce faceți de acum înainte, pentru că e vorba de viteza de lucru. Și cât de mult vă dați voie de acum să creșteți împreună, astfel încât să fiți tot timpul într-un într acord fin și un, într-un acordaj fin, într-o într sincronicitate, într-o sincronizare. Să-ți dai voie să te exprimi pe tine, indiferent dacă. Adică să spui perspectiva, chiar dacă e bună, chiar dacă este mai puțin bună din, din, na, din analiza finală care o să reiasă, să-ți dai seama că e o perspectivă. Nu e nici bun, nici rău. Dacă 100 de persoane își spun perspectiva, nicio perspectivă nu e mai bună decât cealaltă. Sunt doar perspective. Ideea este că fiecare perspectivă aduce plus valoare de conștiință asupra posibilităților. Unele posibilități aduc un, un răspuns sau o finalitate care să dea un rezultat mai rapid sau mai puțin rapid, funcție de da, de ce este implicat. Dar nu înseamnă că una e mai bună decât alta. Sunt perspective. Și dacă te duci doar în, în, în ideea că fiecare își prezintă perspectiva cu scopul un, unui un îmbunătățiri la nivelul lui noi, păi atunci exprimi tot ceea ce gândești, pentru că e foarte probabil ca el să vină cu o altă perspectivă care să te îmbogățească pe tine sau. Poate că ceea ce spui tu îl să se îmbogățească pe el, motiv pentru care la nivelul lui noi, adică al lui voi, da, totul s-a schimbat. Are sens? Da. Adică să ieși din tu și să treci în voi și atunci oferi tot ceea ce știi tu pentru voi, nu pentru tine. Și atunci nu te mai judeci pe tine dacă ești conformă sau nu și el nu se mai judecă pe el dacă e conform sau nu, pentru că la nivelul lui voi creșteți.